Din nou bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Astăzi stau de vorbă din nou cu Leo Van Duisburg, director de afaceri europene al European Christian Political Movement, ECPM, sau Mișcarea Europeană Creștină Politică, invitat la noi în studio, discutăm despre Europa. Data trecută am discutat despre valorile, valor sau valori sau non-valori, despre eutanasie, despre homosexualitate, trafic de ființe umane, implicarea în economie. O să reluăm puțin uh, lucrurile pe care le-am discutat deja, dar aș vrea să vorbim acum și despre uh, Israel. Au un proiect foarte interesant și anume uh, mic dejun cu rugăciune în Parlamentul Israelian. Uh, Leo este olandez, născut în Olanda, dar a locuit 14 ani în România și vorbește destul de bine limba română. Leo, din nou bine ai venit! Mulțumesc! Spune-ne puțin despre ce am discutat a la trecută. N-am -am apucat să vorbim despre traficul de ființe umane și despre uh, impactul în economie al mișcării creștine, dar în special despre proiectul pe care îl aveți de rugăciune în Parlamentul de la Ierusalim. Anul ăsta este un an istoric pentru Israel. Este exact 100 de ani după declarația de Balfour în care au fost pormit evrei o, 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 o casă, cum zicem, un stat, care, in, in, care este acum Israel. Pentru ascultătorii care nu știu, statul modern Israel s-a înființat în anul 1948, după al doilea război mondial, timp de aproximativ din anul 70 după Hristos, când Ierusalimul a fost arat cu plugul de Imperiul Roman, ei nu au mai avut o țară, nu au mai avut un stat, până în 1948. Da, dar prima pas pentru statul ăsta a fost în 1917, că zona asta si a fost sub britanici și atunci a promit, ministrul din, din Anglia a promit evrei să aibă un loc acolo unde acum e Israel. Și mai mare decât zona acum a fost parte din Jordan și si de vest și si de est a inclus atunci. Și altă dată, în 1947, care acum este 70 de ani, a fost rezoluția al Națiunilor Unite, care a propus un stat Israel și Palestina în zona asta. Și acum este și 50 de ani după a fost Ierusalim a reunit. Și acum a fost trei evenimente care se să sărbătoresc în Israel. Prima mențiune pentru un stat, pentru evrei. Declarația Balfour. Declarația Balfour, rezoluție Națiunii Unite în 1947, care a devenit în statul Israel în 1948, și reuniunea la Ierusalim, care s-a întâmplat în 1967. Și în Israel este un. Un grup care numește Christian Allies Caucus, care sunt parlamentari în Knesset, din diferite partide, care vor să dezvolte relațiile cu creștinii. Prezidentele a decis să facă un uh, dejun cu rugăciune, exact națională, care sunt avea loc 6 și 7 iunie, uh, exact 50 ani după reunificarea Ierusalimului. Și asta va fi și sub patronaj al uh, prezidentului Israel, am și atunci să venim politicieni creștini și evrei și pastorii și lideri religioase să vină acolo să rugăm pentru, împreună pentru pacea lui Ieruzalim. Și este prima dată când, când este organizat un mic dejun cu rugăciune în Israel și cu ajutorul lui Dumnezeu să rugăm ca să fie o miscaria și în care va fi fiecare an. Și eu sunt și unul dintre fondator al uh, dejun cu rugăciune și afară de Mico de cu rugăciune care s-a loc în Israel la 6 și 7 iunie, eu, mă gândesc și se transmit o scrisoare la oamenii care se roagă pentru evenimentul ăsta și este totuși e un, un eveniment special și într-un an foarte istoric. Și este special și cum să rugăm evrei și creștinii împreună pentru pacea lui Ierusalim. Dumnezeu să dea binecuvântare peste această inițiativă. Spune-ne puțin despre Europa. Voi aveți această mișcare europeană, europeană creștină-politică, de implicare a creștinilor în politică. Uh, cum funcționează? Cum merg lucrurile? Mai ascultă politicienii din Europa uh, glasul creștinilor? Mai uh, Se mai orientează spre Biblie, spre valorile lui Dumnezeu? Problema este în, în Parlamentul Europei sau în Uniunea Europeană, foarte mult e focalizat pentru valorile de, de, de stânga liberală, cum zicem, care este în libertatea autonom, autonomă, individuală, este cel mai important. Voor um, de moeite, problemen, voor de moeite, resolutie in het parlement, de Europeanen, yeste des praavortoux. Zou um, ook, zo'n sexuale și reproductive, reproductieve, să noemen, is toon, termen, karis is toon, 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 karis is Și atunci, asta e, este, este greu, și alte, alte, alte probleme care sunt. Eu cred că cel mai important este acum să găsim o modalitate care să protejeze val, uh, libertatea creștină. Și acum am dezvoltat un proiect cu, cum să numește în engleză, Reasonable Accommodation. Înseamnă că dacă un creștin, uh, exemplu, lucrează uh, ca un doctor într-un spital și nu vrea să facă un avort, și un angajator nu poate să oblige care să facă un avort, ei, el trebuie să caute o altă soluție. Sau dacă este un creștin care lucrează în Olandă la primărie. Și nu trebuie să fie obligat să să trece un cuplu gay sau lesbiană, trebuie să caute o soluție sau un coleg care să facă și Eu cred că asta e prima dată că trebuie să mergem să concentrăm pentru că și Parlamentul Europei a fost, asta a fost bine, au adoptat o rezoluție în care au zis că libertatea de conștiință este importantă și reasonable accommodation și trebuie să fie focalizată pe religie. Și asta Eu este mă gâdesc, un punct. Mă, mă gândesc într-un spital unde un medic refuză să facă avort pe motive de conștiință sau la o primărie unde un funcționar refuză să căsătorească un cuplu de homosexual sau de lesbiene uh, și atunci spitalul să găsească o soluție, să pună alt medic uh, să facă avortul respectiv sau primăria să pună un alt funcționar să încheie căsătoria respectivă. Dar uh, angajatul creștin care refuză aceste lucruri, de fapt, constituie o. O accusare. morală pentru toți ceilalți. Da, și atunci și ei nu pot să suporte așa ceva. Și argumentul nostru este că creștinii în chestia asta sunt discriminați. Înseamnă, reasonable accommodation a venit din partea oamenii cu disabilități. Înseamnă, oamenii care au limități pentru lucru, trebuie să fie acomodat, cum să zicem așa, trebuie să fie ajutat care să lucreze, dacă nu să fie discriminat că oamenii cu disabilități nu poate să lucreze la un anumit domeniu. Noi găsim că asta este și pentru oamenii care au convingere religioasă. Sunt și limita pentru că faptul că au, uh, au alt, alte, um, sau cum să zicem, altă valori și trebuie să fie adoptat asta. De, și asta înseamnă că altfel de creștinii vor fi discriminați. De exemplu, dacă în, Olanda acum oamenii care vor să lucrează în primărie trebuie să semneze un contract că sunt obligați să, să, să căsătorești un cuplu gay. Și atunci creștinii care nu poate să facă asta și nu poate semneze asta, nu poate să lucreze acolo. Asta e un act de discriminare. Și nici pentru că faptul că este un, un problemă teoretic, pentru că nu există, nu, cu 500 de cupluri, do 3 trei, doi în Amsterdam, cred că e mai mult o problemă teoretică decât este, chiar este o problemă, un cuplu nu poate să cază acolo. Și eu cred că asta este o bază care noi trebuie să dezvoltăm. Și al alte chestii despre avorturi sau despre... trebuie să gândim exemplu la um, înainte de avorturi sau exemplu chiar am vorbit cu un europarlamentar care, care a zis mine că eu am o altă, altă opinie despre avorturi și am zis că na, ce opinie aveți despre avorturi? A zis că multe femeile sunt judecate și nu îmi place și nu cred că uh, e bine să interzice avorturi. Și după ce i-am zis, dar avortul e ceva bun. Și a zis că nu, nu este bun deloc. Și a zis, de ce nu organizăm o conferință cum să ajută femeile care sunt gravide și nu au posibilitate economică sau cum. Eu cred că acolo trebuie să mai focalizăm. Să-și dea copilul spre adopție, nu să-l ucidă. Pe adopție sau alternative sau să ajută cuplurile economice sau mai multe. Eu cred că asta trebuie să fie guvernele care să spunem așa că sunt totuși situații pentru că sunt multe cauze, cauze în care femeile să fac avort. Și al doilea rând la avortul este foarte important că meil să stea ce sunt alternativ, și ce sunt ajutor, și ce efectul are avortul de asupra femei. Pentru că asta sunt informație care nu sunt dată. Suntă alte lucruri care în Parlamentul Europe in Europa sunt văzut că merge în direcția totul buna, mai ales la problemele de prostituție. Exemple, Parlamentul Europe au. au adoptat o rezoluție care, să zicem, clientul prostituției trebuie să fie criminalizat. Dacă se cumpăr sex, asta trebuie să fie criminalizat. Și în Consiliul Europei. Și interesant este că feminiștii din, din Europa, the European Women's Lobby, au fost, în uh, uh, <laughs> fapt, aliați cu, cu problema asta, și si chiar a fost împotriva prostituției și altă chestie a fost a fost uh, respins în Consiliul Europei uh, și în Parlamentul European nici a pus pe agenda problema cu mama surrogat și au încercat la Consiliul Europei um, au încercat uh, ei patru ori uh, lanseze în comisie sau în plen o modalitate să legalizeze uh, mama surrogat și nu a reușit asta. Și si atunci sunt anumite lucruri în care se reușește, dar interesant este, eu asta chiar nu înțeleg din filosofia feministilor, pentru feministii a fost împotriva cu mama surrogat și si la raportul lor a scris că sunt împotriva uh, surrogat pentru că este o conexie între mama și copilul care se dezvoltă. Să dacă este conexia asta, de ce sunt același feminist și pentru avortul, dacă, dacă e același principiu? Exact, da. nici este consecință de asta, dar totuși la subiectul surogat sau deci la cu, prostituție... Cu avortul unde uh, ei, nu sunt, ei sunt de acord cu avortul, uh, seculariștii și feminiștii susțin avortul, Acolo nu iau în considerare faptul că există o legătură, o relație între mamă și copil. Dar aici, în cazul mamei surogat, mama surogat este, pentru cei care nu știu, o femeie care este se poate un, copil, se poate al un copil al altui cuplu, da. care să nu fie al ei. Într-un fel pântece de împrumut, cum ar veni. Uh -huh. Cu asta nu sunt de acord, da, foarte interesant. Nu sunt consecvențe în ceea ce cred. Mă gândeam dacă Uniunea Europeană ar fi la fel de tranșantă și cu celelalte probleme morale, cu eutanasia, cu homosexualitatea, la fel cum este cu fumatul. Da, Vezi cum... peste tot, pe toate pachetele de țigări, cu plămânii negriți, cu fumatul produce cancer, cu... și este foarte bine, foarte bună această campanie. Foarte felicitări pentru această campanie. Dar doar în privința fumatului sunt atât de uh, incisivi, pe când în celelalte probleme morale nu sunt. La subiectul eutanasiei asta este destul de, um, cum zicem, dezvoltare sunt fără rău cu asta. Dacă vedem în Olanda, în Olanda a fost legalizată eutanasia pentru oamenii care au avut boalele terminale astea. Maar nadat je jouw schombat hebt, nadat je jouw unbearable suffering, dat is een suferin maar het moet je veel, laat je euthanasie. Nadat je jouw schombat hebt, fysiek, Dat zie je psychologisch. En dat is je, dan zie je, După ce în Olanda au creat uh, eutanasie clinici mobil, cum să zicem, asta înseamnă că dacă doctorul tău nu vor să facă eutanasie, atunci poate să chem un alt doctor. Și atunci rupte și legătura doctor și pacientul. Și a fost într-un program în Olanda, la televizor, a fost o, o, o persoană și a zis că, uite, că eu am avut o depresie, am vrut să mă sinusize, și doctorul nu a vrut, și a lăsat, și au lucrat, și am trecut pentru asta. Dar cu clinici mobile, poate un pacient să merge la un clinic mobil care să facă avort. adică vine o mașină la tine la poartă? Nu, și... nu, este, nu este aceea. Se numește clinică mobilă. Înseamnă că poate să merge la un clinic uh, care pot să facă eutanasia. Dar este o altă dezvoltare, este mai îngrijorator că acum se discută în Olanda o lege care se zice că oamenii bătrâni după 70-75 de ani, care gândește că viața este terminată și completă, poate să uh, sinucide, să ajute, poate să termine viața ei. Că sunt oamenii betrân care sunt fizic sănătoși. Și asta e o mare problemă pentru că acum să creează o societate numai de discuții, se creează o societate în care oamenii betrân gândește că oh, trebuie să gândesc când este viața mea completă. Și în, am avut alegerea acum și a fost o, un interviu cu cineva care, de la partid care au inițiat legea asta, și a, și a fost un om în studio și au întrebat la persoana respectivă, uite că eu sunt 57 de ani, de ce trebuie să aștept 20 de ani până poate să termin viața mea? Vreau să termin acum suprinderea mea este, nu se întrebe la de ce sau ce s-a întâmplat sau ce situație, au discutat că în viitor trebuie să fiu deschis pentru și să ajută, cum zic ei, oamenii care nu sunt bătrâni. Pentru că dacă oamenii bătrâni, atunci ei sunt mai inferiori în societate, trebuie să fie deschis pentru toții. Există un proverb în limba română: cine nu are bătrâni să-și cumpere. Da, deci problemele sunt foarte importante. Problema este, este următorul: că am um, odetziee in olanda se kan destikke een onbetrun um, zou en um, voorze termine viata fakke als dat in autonome individuele daar odetziee die in respectieve nu potenteviologica eh uh, luat nu mai individual sunt factorile sociale econometje nu stieltje care se influențeze intra acest discursie și si deja asociații de doctor in olanda au crisis crisis și au zis că wie voor de perikolos bentuke veel de societate frits creëze și asociația de psihologi, și acolo nu a fost de acord că noi nu putem să spunem când cineva poate să spună că viața noastră este completă din punctul de vedere psihologic.

Nu are capacitate suficientă care să termine viața. Se trebuie să fim rușine dacă avem o societate în care să încurajeze oamenii care să termine viața. Asta este. Acum, noi sărbătorim în Vieră. În In Vieră, viața este bază, nu moartă, Noi nu trebuie să sărbătorim. Moarte sau să planificăm moarte sau. De ce crezi că s-a ajuns la această luptă? De fapt, la urma urmelor, lupta este între viață și moarte. Între Dumnezeu, care este detătorul vieții, și cel rău, care este reprezentantul morții, într-un fel. Deci, la urma urmelor, lupta este între viață și moarte, între bine și rău. S-a ajuns până la extreme. De ce crezi că s-a ajuns aici? Da, e interesant. Păcatul vine la noi în sine, egoismul, eu. Și interesant este că totuși discuția asta de la moarte vine de la eu. Eu trebuie să termin nu, când vreau să mor. Că eu gândesc că viața e gata, atunci viața e, e complet pentru mine. Eu trebuie să decis când vreau să, să mor și trebuie să fi ajutat cu astea. Și totuși este ideologie autonomă-individuală care mers mai departe. Și asta am văzut în Olanda în mai multe chestii. La fel cu prostituție. Prostituția a fost legalizată și totuși au zis oamenii că, na, femeile facem asta pentru că este autonomă-individuală. Poliția din Amsterdam uh, a zis într-un documentar da, că 70% din prostituate în Amsterdam facem asta forțat într-un fel din altul. Și atunci înseamnă, cum zicem, și totuși nu reușește să schimbe politică prostituție, chiar dacă e clar că femeile nu fac asta voluntariat sau vor să facă chestia asta. Um, și atunci a... Nu, nu rămâne asta ca un fel de ideologie, poate o religie, nu știu, în care și si de la anii 60, care spunem, la alegeri individuală, asta trebuie să trebuie, uh, dau jos toată care poate să limiteze pe autonomia mea. Atunci vine toată din bază, din toată chestia și si, uh, bază, dacă să spun uite, to to toate toată ce limitare avem pentru autonomia mea, atunci asta de a devenit anumite drepturi, asta trebuie să fie respectat, Atoen ze de vinden, de la situatie ko uit de Nazia, platten de spoelen. Na China waar waar ze de Amori, zou dreptorille de Adchies Amori dreptorille, ze prostituees daar cum ze drepturile cu ko care sunt ze een forzatte ze prostituees. S-a ajuns, ajuns la acest, uh, într-un fel, un nazism care este în Europa și recent în Franța, uh, nu știu dacă a fost promulgată legea, dar uh, s-a discutat și s-a elaborat o lege care interzice site-urile pro-life. Deci în viața, nu, da. în, în Franța nu mai ai voie să deții un site pentru viață uh, și riști 2 ani de închisoare sau 30.000 de euro amendă. Dacă ai un site care susține viața. Deci, în Franța ai voie să, să susții doar moartea. Exact, S-a ajuns la un nazism incredibil. Și, într-adevăr, se vede, în primul rând, să facă cu um, anumite drepturile, sunt create, de, a zis că drepturile vor drepturile astea. Și, după aceea, a creat un fel de intoleranță cu oamenii care au o altă opinie. a devenit cu uh, uh, intolerant. Atunci dacă ești în dacă vrei să susții eh cazurile tradiționale, homofob, ești intolerant. Dacă eh vrei să eh protejezi copii nenascuți, atunci ești intolerant. Și după ce al doilea pas, că am văzut și si în Olanda cu exemplu cu un om care lucrează în primăria Și care a fost promis și una este libertată de conștiință. A devenit în uh, uh, presă a zis că ei sunt ei refuză. Și după ce vin uh, toate rezi refuză, după ce a trebuie să fie interzice chestia asta și după ce e limitată drepturile pentru oamenii care au, uh, uh, au altă credință sau. Zou opinie la acest subiect. Și suntem într-o Europa. mai mult care e focalizația asta, cum au zis și mai înainte, și atunci e o cea mai mare provocare și responsabilitatea noastră este să creăm o modalitate în care să protejăm libertățile creștinilor în care ei pot să lugres føre uh, se viu contra je conscienseloi trebuie să păstrăm libertatea eu am citit uh, uh, recent in Biblia profetul Daniel Daniel când a fost în in, in, uh, uh, in, ...in Babel în Babilonia atunci um, a venit gars la el și și si, a nu vreau să mănânc lucrurile nu nu si, de compromis și zis că are libertate, care să mănâncă nu lucrurile care sunt sacrificați la ăsta, nu a fost așa, și eu cred că asta e posibilitatea noastră, trebuie să protejăm posibilitatea în care creștinii nu va fi discriminați sau și oamenii alți religie care are probleme cu conștiința. Un medic creștin să nu fie obligat să facă avort, un funcționar creștin să nu fie obligat să căsătorească cupluri de homosexuali, dar mă rog, asta deja este o uh, atitudine uh, de uh, retragere, de apărare, uh, dar uh, cred că de fapt atitudinea creștinilor ar trebui să fie de promovare a valorilor creștine. Mai putem face acest lucru? Da, sigur că um, exemplu în Parlamentul European, ehm um, am fost implicat se formează un grup de demnitate umană. Și este uh, 19 parlamentar europese parlamentar din șase diferite uh, grupuri politice. Care zice că noi susținem, uh, avem un, um, cum zice, Universal Declaration of Human Dignity, o de de declarație universală despre demnitatea umană, care zicem sunt creat în echipă și asemenea lui Dumnezeu și viața trebuie să fie protejată de la concepție până la moarte naturală. Și am început să organizeze uh, conferințele. Și interesant este că noi organizăm conferințe la diferite subiecte, nu numai de avortul, dar de binețuirea de refugiați, am avut despre. Uh, palliative care, euthanasie maar we gehad și sunt discussie. Uh, Het zijn verschillende subjecten uh, die we hebben gehad. Daar hebben ze mij in gelijk. Uh, uh, ze hebben, hoe zeg je, een nieuw president van de Europarlementariër in verschillende groepen. Ze hebben gezegd dat de een politieke zou Ze in laag. Și, si, într-adevăr, trebuie să promovăm și si trebuie, uh, cum, am, cum am, zis despre probleme de avortul, trebuie să gândim nu numai pentru uh, suntem împotriva de avortul, dar trebuie să gândim și si cum să de, cre, uh, cum se da mai puțină avortul pentru informare si alternative. Si și alternativă și asta este și un lucru și si eu cred că creștinii, noi creștinii, trebuie să fim și si mai creativi să găsim soluții, nu... Eu cred că dacă exemplu în Parlamentul Europei uh, sau în in alte instituții sau în in alte discuții nu merge discuția că je că eu sunt împotriva avortului, eu sunt vor pentru și si nu reușiți la majoritate. Dar trebuie să gidem, da trebuie să ne nume de avortul și si trebuie să vedem modaliteiten că spunem, alta chestie este, exemplu um, acum despre avort, ehm um, iesta iesta cumă că indiferent de sursă offer um, testul nipt. Testul Neptul să arată dacă o, o femeie care sunt gravide să aibă, printre altele, un copil cu sindromul Down. Realitatea este când a fost în Danemarca sau în Islanda că au oferit NIPT standard ca siguranță. Atunci 95% sau 100% din uh, copii cu Down e avortat. Și atunci vor să creează o societate fără persoană cu Down. Și cum merge departe, și cum merge mai departe dacă un copil eh, are o problemă sănătos sau ceva, sau are pericol să fie avortat, sau dacă vreți un bărbat sau o băiat sau o fetiță, și nu este băiat, dar este o fetiță, este asta e cauza, și atunci mergem în direct. gender side. Cum feministii poate sus să susțin gender side, să avorteze fetițele pentru că a vrut să aibă băieți. Pentru că astea sunt lucrurile în discuție care trebuie să gândim. Când încep să te joci cu crima, parcă orice limită poate fi depășită și poate fi încălcată. Mulțumim, Leo! Stimați ascultători, am stat de vorbă cu Leo Van Duisburg, director de afaceri europene al European Christian Political Movement, ECPM, Mișcarea Europeană Creștină Politică. Leo este olandez, născut în Olanda, din familie olandeză, dar a locuit 14 ani în România și o rupe destul de bine pe românește. Mulțumim, Leo! Succes în continuare! Este o misiune grea, misiunea pe care o ai acolo. Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și propășire. Mulțumesc! Aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotea, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!